După 5 ani de experiență și peste 1 milion de euro în vânzări online, am decis ca în videoclipul ăsta să vă ofer 10 idei concrete pentru a începe să faci bani. Idei de afaceri fizice cât și online, unele ce necesită buget, iar altele nu. Așa că îți sugerez să le asculți pe toate și îmi poți scrie în comentarii dacă vrei să fac un videoclip separat despre o anumită idee, încât să înțelegi mai bine cum aș aplica-o eu personal. Toate ideile astea sunt sigur că funcționează, fiindcă unele au fost testate chiar de mine personal, de altele doar am auzit din surse sigure și am văzut cu ochii mei. Prima idee este una pe care o poți începe fără buget. Ai nevoie doar să te educi puțin și în rest poți face niște bani frumoși de început, în timpul liber, ca mai apoi să începi ceva mai serios. Și o idee puțin mai învechită, dar care funcționează în continuare, și anume să instalezi Windows-uri pe calculator. E o idee practicată cu mulți ani în urmă, dar știu că încă funcționează, fiindcă mulți au Windows și în continuare folosesc Windows-ul și Windows-ul mereu începe să se miște greu după ceva timp, după câteva luni. Deci poți scoate undeva la 80-100 de lei pe fiecare Windows instalat, poți avea câțiva clienți de genul ăsta în fiecare zi și îți ia doar 30-60 de minute, deci poți face tu un calcul de câți poți avea pe zi. A doua idee este să fii șofer de Uber sau Bolt în timpul liber dacă ai o mașină pe care o poți folosi, ideal una pe diesel sau gaz, ca să ai o marjă cât mai bună de profit. Iar dacă nu ai o mașină, poți fi livrator Glovo sau Taz în timpul liber. Sunt mulți livratori în orașele mari, fiindcă chiar se fac bani din livrare de mâncare acasă, mai ales pe bicicletă e cel mai eficient și cel mai profitabil. Știu care fac 7-8 mii de lei pe lună doar din livrări pe Glovo și Taz. Ideea cu numărul 3 este să faci marketing afiliat pentru abonamente cu comision recurent. Așa îți poți crea și un venit pasiv în online. Intră în gruparea Riches, vezi pe riches.ro dacă mai sunt locuri valabile și nu doar că vei avea acces la programul de afiliere Riches prin care poți face bani în mod pasiv, dar vei fi chiar și învățat pas cu pas cum să ajungi la rezultate. Acolo poți avea apeluri chiar și cu mine în fiecare săptămână, răspund personal și zilnic totodată la întrebări și te ajut să ajungi la rezultate. Primești comision pe fiecare membru pe care îl aduci în grupare și vei fi plătit în fiecare lună atât timp cât membrul ăla rămâne în gruparea Riches. Deci dacă te oprești din promovare, tu tot o să continui să primești bani în fiecare lună. De asta îți recomand să promovezi doar abonamente cu comision recurent, fiindcă îți poți construi un venit pasiv. Ideea cu numărul 4 este să fii DJ în timpul liber. Dacă îți place muzica, atunci treaba asta poate fi chiar perfectă pentru tine ca și o ocupație secundară de a scoate niște bani. În comparație cu un fotograf, tu poți porni fără aparatură pentru început, fără să mixezi. Doar cu un laptop, dacă începi să studiezi bine muzica și să creezi multiple playlisturi cu diferite genuri muzicale, chiar o să te descurci pentru început. Plus că, totodată, te mai poți folosi și de mixuri de pe YouTube de la alți DJ mai mari, cât încă ești la început. O să investești în aparatură, iar până atunci tocmai bine că o să devii și mai bun și mai cunoscut și o să ai evenimente în fiecare weekend. Fără aparatură, la început îți sugerez să ceri maxim 2-300 de lei pe seară. După ce îți iei un mixer, o boxă, un microfon, atunci poți lua chiar și 2-300 de euro pe o singură seară dacă te-ai și îmbunătățit între timp și ți-ai format niște relații și ai devenit mult mai cunoscut. Ideea cu numărul 5 este să fii fotograf de imobiliare. În comparație cu un fotograf de evenimente, pentru a face poze la case și apartamente, nu ai nevoie neapărat de o cameră pentru început. Doar să contactezi agenți imobiliari din locația ta, din orașul tău și să vezi dacă au nevoie de ajutor pe partea de poze, aspectul vizual și de design grafic. Totul stă în editarea pozelor, deci caută pe YouTube și învață cum să editezi poze specific pentru case și apartamente de vânzare. Pentru început, neavând experiență și cum cunosc eu agenții imobiliari mereu ocupați, îți sugerez să le propui munca pe gratis pentru prima lună. Iar dacă le place treaba, setați un preț pe listare. Îți sugerez unul mic, de 2-300 de lei, pe fiecare listare, tu te ocupi cu poze și editarea lor, fiindcă agenții de obicei au multe listări pe lună și poți avea mai mulți agenți cu care să lucrezi. Deci poți face lejer 2-3 mii de euro pe lună doar cu un telefon dacă te pui serios pe treabă. Ideea cu numărul 6 este să găsești apartamente din orașul tău care sunt disponibile pentru închiriat și să vezi dacă proprietarul acceptă opțiunea de subînchiriere în contract. Practic, tu vrei să închiriezi un apartament și după să listezi pe Booking și Airbnb pentru a scoate un venit de 3-4 ori mai mare decât costul chiriei. Tu plătești 300 de euro pe lună la apartamentul ăla și scoți atât pe săptămână din Airbnb. De obicei, costul chiriei pe lună îl poți scoate într-o singură săptămână pe Airbnb dacă știi cum să faci treaba ca lumea. Și sunt puțini proprietari care într-adevăr acceptă asta, aș zice că dacă scoți 1 sau 2 din 10 e un număr bun, dar fii transparent cu ei și prezintă-le ideea. Prezintă totul în așa fel încât să înțeleagă că doar ei au de câștigat și că ești chiar dispus să plătești puțin mai mult decât un chiriaș normal. Dacă reușești să iei 3-4 apartamente de genul ăsta, poți face lejer câteva mii de euro pe lună din Airbnb și Booking, apoi te poți extinde totodată și în alte orașe. Ideea 7 este să deschizi o afacere de curățenie generală la domiciliu și nici nu ai neapărat nevoie de produse sau ustensile pentru a începe. Sunt mulți care merg la oameni și fac curat cu ce are omul în casă, pentru început cel puțin. Poți ajunge să ai zilnic clienți și să-ți creezi un venit lunar bun de început, apoi să scalezi cu mai mulți oameni și
chiar în mai multe localități. Îți sugerez ca la început să iei vreo 300 de lei pe curățenie generală, în funcție de mărimea apartamentului, evident. Apoi când vii cu ustensilele tale și începi să ai mai mulți clienți și să devii mai bun, poți lua chiar și 600-700 de lei pe curățenie generală, în funcție de cât de mare e și apartamentul. Ideea cu numărul 8 pe care ți-o ofer e una care a fost aplicată de mulți și încă funcționează, fiindcă mereu va fi cerere pentru asta. Și anume, să oferi meritații la o anumită materie la care ești bun. Dacă tot ești bun la o materie în școală sau liceu, măcar scoate și bani din asta, te învăț eu, dacă școala tot nu te învață. Ceri 100 de lei pe meditație, 30 de minute maxim o oră, faci mai multe grupe, dacă ești smart, scoți 1000 de euro pe lună lejer. Cum crezi că profii de liceu fac bani de fapt? Unii și-au dat seama de șusta asta și sunt șmecheri. Ideea cu numărul 9 este să începi o afacere cu narghilele. Pentru asta ai nevoie de un buget de început, dar bugetul nu e chiar atât de mare. Cu 1000-1500 de lei poți să dai start cu 3-4 narghilele și să începi să faci narghilea acasă la oameni. Să livrezi prin Taz chiar și prin Glovo și livrezi direct narghileaua la oameni și poți să-ți creezi un venit de câteva mii pe lună de lei, nu euro, momentan. Dar odată ce începi să scalezi afacerea, o poți scala și în alte orașe, poți să ai narghilele și mai șmechere, arome și mai șmechere, branding mai șmecher, faci reclame pe Instagram și toate chestiile astea. Deci poți scala afacerea chiar și la 1000 de euro pe lună dacă reușești să o duci și în alte orașe și să o faci totodată într-un mod destul de pasiv, fiindcă nu trebuie să gestionezi atât de mult toată chestia asta. Ideea cu numărul 10 și ultima totodată este să editezi videoclipuri și să faci research, totul la pachet, pentru TikTokeri. Mulți fac videoclipuri pe TikTok și încearcă să educe oamenii în timp ce vând anumite servicii sau produse personale sau pur și simplu se promovează pe ei înșiși pentru că sunt vedete. Știu sigur că i-ar ajuta pe acei TikTokeri să aibă pe cineva care să le facă research, să vadă ce a prins bine la alții și să le ofere și lor idei similare sau chiar îmbunătățite, iar apoi să le și editeze și să le și posteze videoclipurile în fiecare zi. La început îți sugerez să lucrezi prima lună gratis, iar apoi să ceri 300 sau chiar 500 de euro pe lună pentru serviciul ăsta. Cu doar 3-4 clienți de genul îți scoți 1000-2000 de euro pe lună, lucrând doar de pe telefon, de oriunde și oricând vrei. Mai departe poți extinde echipa și poți să iei mai mulți clienți ca să ajungi la un venit și mai mare de câteva mii de euro pe lună, 5-10.000 de euro chiar pe lună, e foarte posibil cu serviciul ăsta. Dacă simți că ai nevoie de mai multe idei de afaceri, îți las aici încă două videoclipuri pe ecran, îi spun editorului meu să le caute și să ți le pun aici. Le găsești la mine pe canal, unul dintre care îți prezintă 33 de idei de făcut bani. Dacă din ăstea 10 nu ai găsit ceva din cele 33, sigur o să poți alege. Mă găsești și pe Instagram, ți-l las în descriere că sunt foarte multe pagini fake, iar acolo vei găsi mai multe informații despre cum am reușit eu să-mi ating succesul și mai multă documentare a stilului meu de viață și a progresului meu. Iar în continuare ți-am pregătit aici două videoclipuri pe care le poți viziona mai departe. Apasă acum pe cel care te atrage și continuă să te dezvolți, fiindcă au fost selectate special pentru tine și sunt sigur că vei regreta dacă nu vezi măcar unul din ele.